Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi ne aflăm la Casa Rațiu în Turda și discutăm cu Andrei Rațiu, fondatorul Centrului Rațiu pentru Democrație. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră, domnule Rațiu. Bine, bine v-ați găsit aici, la noi. E o onoare să fim aici, la Casa Rațiu, care e o clădire încărcată de amintiri și mă gândesc că aveți tolba plină de povești. Spuneți-ne, cum a fost... Unde începem? Da, începutul, copilăria dumneavoastră. Sunt, îmi place să spun că sunt născut român în Anglia. Sunt un român născut în Anglia. Și așa s-a făcut că era limba, se folosea limba română în copilăria noastră, dar gen lucruri foarte simplu. Vorbeau părinții în casă da, limba română? Mama mea era româncă. Dar din iubire, nu avea limbă încă, asta a venit mai târziu. Foarte bună sfeclă, ține-te drept, instrucțiuni de masă a fost. Și rugăciuni, îngerelul meu, așa mai departe. Făceați rugăciuni în fiecare seară în română? Era cam inegal, dar asta mă amintesc că asta a fost activitatea tatăl meu în copilărie, la început. Deci tatăl dumneavoastră, Ion Rațiu, era un om credincios practicant? Credincios, da. Practicant excepțional. Deci la mari festivaluri, mai ales la... eram niște maici români în nordul Londrei și mergeam și la ei. Dar mult timp nu era, n-a existat la Londra un preot unit de greco-catolic. Și era greco-catolic ferm. Religia fiind greco-catolică, religia greco-catolică, familiei. Da. Și așa a fost prin tradiție în familie, că în general bărbații erau greco-catolici și femeia era ortodox. Eu, pentru confuzia mea, am fost botezat de un preot ortodox la Londra, pentru că nu, în 46 nu era un preot greco-catolic. Deci am rămas cu și Și primii... când v-au povestit părinții despre România prima dată, despre români? Era mai degeaba o prezență. Deci România era ca rinoserosul lui Ionescu, deci o mare prezență în familia noastră. Deci nu era vorba despre a povesti despre România. Aveam BBC-ul în fiecare seară. Noi, copii, pe jos, ascultând emisiunile de BBC înspre Londra sau Voice of America, Vocea Americii sau Radio Free Europe, care, bineînțeles, era orientat înspre țară, nu la aceste doi băieți la Londra, care aveau foarte multe greutate să ascultăm. Dar asta a fost primul meu experiență de limba română și de tradiție noastră greco-catolică. Deci în familie se țineau anumite tradiții, se respectau tradiții românești? Da. Mai ales că eram mai mulți, deci familia era relativ mare la Londra. Era familia lui Viorel Tilia, care era ultimul ambasador sau șef de delegația română la Londra, care era vărul nostru prin alianță, el fiind moștenitor sau urmaș direct a memorandistului Dr. Ion Rațiu, a cui avem statuia lui aici,
în piață la Turda. Și familia Tilia erau trei fete, Iliana, Ioana și Stanca. Și ne vedeam de foarte des. Deci, cu trecerea timpului, eram des, mai ales la Ioana Rasiu, pentru că era, era căsătorită atunci. Deci, Tilia era Ellerington. Și la ea am învățat să beau, am învățat să fumez. M-a învățat toate prostiile. Era și nașa mea. Părinții au știut? Sau au descoperit mai târziu? Da. Au știut, da. Și foarte bine. Putem spune că nașa mea s-a ocupat de... V-a introdus în lume cu programul meu de învățământul moral. Tatăl meu era foarte plecat. Era era ocupat cu mai multe agențiile, afaceri politică. Tot politic. Cea mai mult internațională, că se asigură că România are vocea românească. Și puțin oameni se dau seama, decât stă foarte clar în notele zilnice, activitatea lui politic nu a început aici în 90. Nu. Asta a fost culmea, perioada culminantă a apogeului. Apogeul, mulțumesc. Politic. Și fiind plecat, mă gândesc că îi duceați dorul. Cam la cât timp îl vedeați? O dată la câteva săptămâni? E greu de a spune asta, pentru că era și eu un aspect surpriz la asta. Nu știu dacă era vorba de stilul lui de a fi sau dacă era gândit ca o fel de protecție, dar el nu anunța mult unde va fi și când. Când mergeam în vacanță, plecam din Victoria Station, la Waterloo Station, la Londra, și noi eram toți în tren, trenul pleacă și 10 minute mai târziu apare tatăl meu Ion Rațiu, în tren. Și mergea cu dumneavoastră atunci în vacanță. Da, asta a fost pentru schi. Era o vacanță de schi în fiecare an, care facem împreună. Deci asta era tradiția de familie, să mergeți la schi. Toate celelalte vacanțe era cu mama mea, unde făceam tot altceva. Ea s-a procurat o barcă foarte simpatică, o barcă de grăniceri scoțian, deci englez, de nord. Și cu barca asta am făcut o grămadă de drumețiile pe canalele și râurile englezesc, împreună cu prietenii noștri de școală. Aveam o viață engleză și o viață română. Viața română era și, când avea un adaos, este că Ion Rațiu nu știu cum, dar era foarte bine întredus. Avea foarte mulți oameni, prieteni. Toată lumea îl cunoștea. Dar bine plăsat. Și asta s-a făcut că am făcut schi cu Prințul Cutare și... Doar printre oameni de vază? Printre oameni de... E foarte greu de spus. Avea un anumit mister, pentru că nu era clar pentru noi cum câștigea banii când eram noi mici. Cu mama era clar, pentru că ea a eritat niște bani. Din cauza politică socialistă de atunci, foloseam foarte puțin, pentru că... cum se spune, moșiera engleză nu avea drept, cred că la 5%, sau chiar mai puțin,
3% din venitul, pentru că era venitul privat. Dar Ion Rațiu era lazieres și nimeni nu se îmbogățească de activitatea ziaristică. Ziariștii nu trăiau pe picior mare din asta. Dar și puteți spune că erați de bani gata sau vă învârteați printre familii de bani gata? Bani gata. Nu cunosc expresie. Adică printre cei care erau mai stăriți, mai avuți. Da. Mai ales în familia mea Pilkington, deci englezii, care de fapt erau înstăriți, dar în mod tipic englez, trăia nu ca niște boscătari, dar trăia foarte simplu. Și asta am foarte multă greutate cu asta. Cum se întâmplă că tatăl meu, care știu că lucrează ca ziarist, întotdeauna impecabil îmbrăcat, cu vacanțele astea, cu regalități din Europa, și mama mea, care are bani, dar locuim economiseam foarte, foarte simplu. Că bunica mea, la ieșire din război, avea încă vacă pe peluză acasă, că se poate să consumă lapte și prânză. Deci era foarte economic. Mă duc aminte de scandal unde fratele meu, Nicolae, care e de 2 ani mai mic decât mine, a distrus, nu știa ce făcea, dar bonul pentru lapte și suc de portocal, care era controlat de guvern atunci. Și cu distrugând toate bonurile astea, nu mai aveam nici lapte. N-ați putut să mergeți să luați, că se dădeau pe bon, dacă înțeleg corect. Da, să mergea tot pe bon atunci, da. Și ce a făcut mama dumneavoastră? Nu știu, era foarte descurcăreț. Știa să iasă din belele. Ea s-a dovedit între noi, era această glumă că mama mea părea o persoană mai simplă, preocupată de oameni cu probleme de sănătate mentală și bucătărie, dar de fapt ea este persoana din familia noastră, ea face afaceri. Și pentru că afacerile lui Ion Rațiu venea din când în când. De ce? Pentru că era la transportul maritime. Și la transportul maritime, modelul de afaceri este un fel de pariu, de fapt. Uneori faci bani, unor câștigi, altor pierzi. Da, exact. Dar pasiunea lui Ion Rațiu a fost, de fapt, jurnalismul și politica. Exact. Și această activitate și asta îi ocupa cam tot timpul. Era foarte clar, avea nevoie de bani și așa s-a implicat în această activitate, s-a angajat ca, cum se spune, asistent la o firmă de transport maritim lângă Piccadilly, mă duc aminte, și după cam 9 luni, am înțeles despre ce era vorba și s-a lansat propriul lui linie de linie maritime. Asta a fost cam stilul lui, învăța foarte repede și aplicase imediat, că se câștigă bani pentru activitățile lui politic. Ca să-și poată susține activitățile politice. Da. Și mă gândesc că avea și prieteni care le sfătuiau în afaceri. Da, deci grupul principal era în afară grupul de familie în care ne vedeam împreună cu Viorel Tilia. Viorel Tilia, care, între paranteze, e foarte legat de unde suntem noi acum. Deci, el avea o firmă care facea lucrase lemn, cum fac Schweighofer și celelalți la Sebel și acum. El face asta în Apuseni și cred că a câștigat bine, pentru că în anul unde au plecat în Anglia ca ambasador, s-a construit o vilă superbă la Predeal, cred,
care a devenit ulterior vila lui, unul dintre vilele lui Ceaușescu. Și mi-e place să văd că ei când au câștigat, ba nu avea ezitare să-l arată. Familia mea, ei nu arătau deloc că aveau bani. Dar v-ați fi dorit să... Pe de o parte. Cred că am fost destul de perplex de familie. Dar la școală vorbeați despre tatăl dumneavoastră? Știau colegii al cui sunteți? Nu, cine e Ion Rațiu? Un exilat român într-o școală plin de exilați, mai ales în cămite de evrei, de arab, și un exilat român, el era sigur exilat român, deci nu avea legătură mult cu școală. Mama mea, esențial, deci ne conducea acolo când avea timp. Deci mama dumneavoastră ținea legătura și cu profesor. Da, și cu profesor. Dar dumneavoastră povesteați colegilor despre familie, despre tatăl dumneavoastră. Familia mea engleză era foarte critic față de Ion Rațiu. Exilat român, ce face el? Nu are... Ce o să devine în România? Ce contează este cum se desfășoară lucrurile în Occident și tot. Deci destul de decurajant și era mare admir acest aspect că a ținut bine și m-a spus mai multe ori că să nu asculți cei din jurul lui, să nu te decurajezi dacă ai ceva care știi că este misiunea ta. Și asta era foarte clar, că toată activitatea lui... Asta era motou, să nu se lase descurajat de critici. Un fel de motou, da. Și ce trăsături sau talente ați moștenit de la tatăl dumneavoastră și de la mama dumneavoastră? Puține! Tatăl meu e foarte meticulos, bine organizat, extrem de clar, și eu nu sunt niciunul din asta. Atunci cu cine semănați? Nu știu. Sincer, nu știu. Mulți am făcut în activitatea mea profesională, care era ca ziarist și ulterior ca consultant în management. Aveam o activitate trepidant în care implica că se termina un seminar la Manchester vineri, ajung acasă, care era la Paris, deci un dute vino. Iau un duș, luăm masă împreună cu soția și la miezul nopții iau avionul pentru Riad. Și asta, în capul meu atunci, a fost, trebuie să fii foarte reușit în viață dacă trăiești așa. Și tot ați luat ceva de la tatăl dumneavoastră, că și tatăl dumneavoastră călătorea mult. Deci, călătorea mult. Aici ați semănat în privința asta. Călătorea cu un scop justificat. Da. Cred, sincer, la mine era mult mai mult chestie de, cum se spune, de egoismul și dorință de a pare mai important decât sunt asta. Pentru imagine? Pentru imaginea mea față de el, mai ales. Eram foarte preocupat să impresionez pe tatăl meu. Mă duc aminte când am adus niște fotografiile într-o o întâlnire de familie. Familia engleză, asta nu numai engleză, ci română. Și arătăm, vezi, asta este Andrei, fiul meu, vedeți cum toată lumea îl ascultă. Și eu, am ajuns. În sfârșit, vorbește despre mine. Dar tatăl dumneavoastră vă spunea că vă iubește. Aveați o relație deschisă, caldă cu dânsul.
Din păcate, nu. Eu știam că era mândru de mine, dar nu am amintit. Și într-adevăr, asta a fost foarte greu pentru ei, generația lor. Dar, nu se obișnuia să... Era mare, mare lipsă. Generația lor, care a afectat mai ales, cred, relațiile mele cu mama mea, era a lui Dr. Spock, cred, a fost un american care a terminat, mulți din această, așa spus, specialist cu pedagogie, s-au sinucis, deci nu prea au știut nimic, a fost un fel de experiment. Și experimentul care ne-a afectat pe noi, mai ales și pe fratele meu, era să, dacă copilul tău plânge, să nu-l atingeți. Să lasă plângă. Da. Deci asta am învățat de la acel american. Da, da, dintr-o carte. Dintr-o carte. Și deci, foarte trist când vede cât de nesigur se simțeau. Tatăl meu era foarte sigur, era din misiunea lui. Dar mama mea, înainte, a murit acum 2 ani și am simțit cumva că era important că se petrec cât se poate de mult timp lângă ea în această perioadă. Și ați stat alături de... Și am stat. M-am instalat în apartamentul ei, am făcut toate mesele. Și era într-un fel dur, pentru că era zile unde nu prea aveam cu ce să vorbim între noi. Dar ea era foarte clară. Andrei, I love you. Andrei, I love you. You know I love you. I love you. Cum si, ca și era chestie de... Ce frumos, a vrut să recupereze ani pierduți. Și trăiesc asta așa, cu emoții, pentru că este, bineînțeles, nu numai relația ei cu mine și cu fratele meu, dar și relația ei cu propriul mama sa. Pentru că mama sa s-a născut în, nu știu, 1890 și dacă a fost strict sau neexpresiv în cadrul nostru, era și mai greu cum au trăit ei. A copiat implicit modelul. Da, da. Și spuneți-mi, cum ați ajuns dumneavoastră jurnalist? Ah, da. Ați lucrat o perioadă și la BBC. Da, am ajuns la Cambridge. Și la Cambridge, ca să fac studii de istorie, pasionat istorie. Dar, de fapt, am intrat în facultatea de limbile străine, care a fost foarte bine, pentru că astăzi... Ce limbi ați învățat acolo? Limba germană și franceză. Deci am ieșit la universitate cu un bagaj cultural, mai ales francez și german, care mă contează foarte mult pentru mine. Mai ales când văd cât îmi lipsește cultura românească la mine. Am foarte mult de recuperat din această lipsă de educație. Cum era Cambridge-ul? Cum era studenția? Da, Cambridge era foarte simpatic, mai ales că când am ajuns și am reușit să intră, nu știu în ce măsură a fost acțiunea tatălui meu care a contat. În orice caz, în prima zi când am intrat la college, în această super clădire asta și cu portarul, cu, cum să spunem, acest fel de pădărie. Și eu spune, Rațiu, pronunțat bine. We had a fellow with a name like that. Am avut un tip cu numele așa, da. Acum câțiva ani. Și mi-a zis, asta a fost tatăl meu. Și ei au memorii, ei contează în centenar, nu în decenie, cum facem noi. Și am, nu știu ce l-a provocat, dar
am înțeles că dacă pot să, să vind notițe informative despre activitățile din universitate. Cine v-a dat provocarea asta? Nu știu, cred că a venit singur în interior, dar cum am dat seama că dacă... De să vindeți cursuri? Ca nu, să nu cursuri. Nu știu cum se numește asta la noi în țară. Un ziar național în Anglia atunci trăia din propriul angajați și din cei care se numea stringers. Și surse. Surse exact. Externe. Să fiți o sursă, da. Și la Cambridge. Că minte că eu dacă vindeam o singură vește, fără să scriu nimic, valoarea era 8 lire. Cred. Mult puțin? mi se pare foarte mult atunci, dar era puțin de tot, era 40 de lei. Dar ce le spuneați? Ce conțineau aceste... Da, asta a fost secretul. Și sunt mândru de asta, pentru că sunt destul de creativ. Aveam un scop, că să am o mașină acolo la universitate. Pentru că am trecut examen, dar n-aveam o mașină. Și pentru mașină trebuia un motiv și un... Și o mașină. Și bani. Și bani că să-l folosesc, da, exact. Și sistemul meu era că când era cel mai bun, cel mai eficaț metod era profesorul cutare este numit decanul sau rectorul universității din nu știu ce. Și eu ridicam telefonul și căutam pe soția lui. Așa. Și făceam un interviu cu soția lui. Ce fel de om este, sau invers, când nu erau femei profesor atunci, dar ce fel de om este, dacă este un om de familie, cum vă distrați împreună și toate chestia. Și bineînțeles, soția era încântată să mă primească și eu câștigam bine pentru astfel de, de informații. Și toată facultatea ați făcut asta? Toți trei ani de universitate, am în plus am intrat la ziarul universitar, care era un ziar adevărat, deci tabloid. Se vindea la chioșcuri? Se vindea la chioșcuri, eu eram responsabil, am ajuns responsabil să fie responsabil pentru cum se numește, features editor. Toate articole în general în centrul ziarului care nu sunt articole de primă pagină. Nu sunt articole de primă pagină, articol de analiză, de reflecție. Și am rămas acolo până că redactorul șef mi-a spus: "Dar Andrei, am impresia că alegi orice subiect aici, este foarte important, cu paginile tale vindem ziarul." Știi că... Și eu spun, sunteți vânduți, sunt penal. N-am înțeles deloc aspectul comercial. Interesant asta pentru mine acum. Deci nu ați dat subiectele pe care le doreau. Subiectele erau interesante și am reușit să obțin permisul pentru mașină, eram cu mașină. Mașina era foarte simpatică, era un Ford Zephyr decapotabil, închipuit. Eu eram șoferul și ziaristul, redactor meu, George, care era alături, care am sărbătorit 75 de ani a lui, acum anul trecut. Foarte simpatic. Și în spate era Vlad. Vlad Vinsky era sârb, dar noi nu știam de sârbă, cum era pentru noi iugoslav. Așa. Și era foarte bun fotograf. Și ne plimbeam în... Prin toată Londra? Am făcut niște lucruri foarte simpatice. De exemplu, am avut în perioada asta o prietenă care avea o fermă în domenii
ducului de Norfolk. Și ducului de Norfolk, ducul este romano-catolic și membri din familie regală. Și ei făceau, era mare amator de, cum se numește, de... când se duc după vulpe. Vânătoare. Vânătoare de vulpe. Și... și toți căi astea și noi cu mașina asta care treceam prin... În timp ce erau la vânătoare, mergeați ca în mașină. Am asistat chiar cu niște fotografii fantastic. O altă dată am mers mai serios o vizită pe un, cum să spun, puț de foraj în plinul mare de nord, care unde sunt valuri așa, și abordez într-o o mică, nu știu, canoe, un mic canotaj, un mic barcă, și barcă are un nume, se numește Widowmaker, asta este barcă care face văduve. Nu știu cât e clar. Și astea erau pentru reportaje sau pentru distracție? Mult mai mult pentru distracție. Dar în același timp, de ce nu? Și între noi eram foarte clar că dacă noi ne distrăm, atunci putem să povestim ceva distractiv. Și așa a funcționat. Și faptul că am rămas în legătură după, nu știu, 65 de ani, mi se pare foarte simpatic. Într-adevăr. Dar redacția BBC, cum a fost, domnule Rațiu? Tot ce povestesc acum era în anii 60 și când am absolvit Universitatea de Cambridge, asta a fost în 67, am folosit inițial pile. Deci, tatăl meu avea pile, clar. Și el m-a încurajat să le folosesc. Și unul dintre ei era directorul unui canal de televiziune, scapă numele lui acum, era, nu e important, dar cel care era cel mai apreciat program în Anglia atunci, este The Frost Program. David Frost era cel care a făcut interviul cu Richard Nixon mult mai târziu. Și folosind pila asta, am reușit în vacanțele de două ori să intră în echipa asta și să cunosc atmosfera. Și era, sunt foarte încântat că am trăit asta. Deci dimineața ne întâlneam pe bus, citeam ziarele. Așa. Și era o mare sufragerie în care, cu ziarele peste tot, și mai mulți dintre cei care erau responsabili pentru programul ăsta erau mari comici. Exemplu era John Cleese, nu știu dacă vă spun, John Cleese a făcut multe filme despre managementul. Cel mai cunoscut este de filmul lui, este care se folosește mult în formație, în management. Avem nevoie de asta. Este e ok, nu este decât un client. Decât un client. Și asta era un fel de ședință de redacție, toată lumea. Da, și toată lumea era așa, cu glume și toată lumea. Wow, atunci am ajuns. Am ajuns să fac așa ceva, așa de devreme. Și unde scriați? Tot acolo? Sau nu, aveam un rol foarte precis, că eu eram doi cercetători. Și în timpul zilei am fost la telefoane, căutând că domnul Savundra, din exemplu, care era, s-a dovedit un escroc mare. și celălalt era întotdeauna controverse, deci montate.
ca cercetător, sarcina mea era să produc argumentele care vor folosi David Frost, intervenantul sau eroul programului, în seara respectivă. Programul... Îi scriați textele, practic, dacă putem spune așa. Da, puteam spune asta, dar era mai mult fapte. Când tot dimineața era programul era stabilit cu cine or fi intervenanți, cine face legături cu telefonul, eu. Și seara, când venea intervenanți pe platou, aveam un sarcin simpatic, când îți mai vreau, era că tipul, ambele intervenanți știau că vor fi față la față cu David Frost și că David Frost era un fel de luptător pentru adevărul. ei trebuia acestea de ținut separat. Deci erau în clădirea asta cu platou două baruri și eu în un bar și colegul meu în celălalt bar, în așa fel că numai în ultimul moment până începea emisiunea, când intră în platou, când altfel era să nu se întâlnească, da. și asta în același timp atunci această activitate era de vară, vacanțe, mă întorceam la universitate și oamenii spune: "Ah, am văzut numele tău." Da. Am ajuns. Cum de nu v-a tentat politica, domnule Rațiu? N-ați călcat pe urmele tatălui dumneavoastră? Nu. Dar permiteți-mi să fac legătură cu BBC-ul. Spuneți. Este interesant. Este, BBC-ul a fost primul activitatea mea cu contract. Deci nu la negru, nu... Așa. Și am intrat într-o echipă minunat la BBC, scriind programele care vor fi folosite de toate compartimentele radio. Deci clientul final era programul limba română, de exemplu, dar eu furnizeam un text în engleză. Am avut niște profesori foarte buni acolo, care m-au decis la sfârșit că asta nu este pentru mine. Cred că era prea modest, pentru că cineva care scria aceste programe era așa de ascuns în spate. Noi primeam în fiecare 3 luni un raport, spune: programul Swahili de 2 ori, programul argentinian o dată. Și altfel nu aveam niciun vește cine a folosit și când. Dar în această perioadă... Și v-au spus că nu vi se potrivește și ați plecat? Nu. Motivul de plecare a fost că din ce în ce mai des programele care aveam de pregătit era programe legat economic, legat de lumea afacerilor. N-aveam nicio idee despre ce vorbeam. Deci, mergeam la bibliotecă, cum ar fi astăzi să mergem la Wikipedia, să căutăm de date și asta. Deci, nu era nicio originalitate de asta. Și, dar odată ajuns în Franța, la INSEAD, unde am făcut MBA-ul lor, și acolo, din nou, m-am simțit pionier, deci la început ceva important, pentru că INSEAD-ul, care este acum, are reputație de a fi cel mai bun business school din lumea. Acolo ați învățat afacerile. Da. Dacă putem să spunem afaceri. Era la început, deci toată pedagogia era la început.
preocupările mele care a fost, dar cum pot să explic cum funcționează lumea economică pe plan internațional, și am ieșit de acolo fără nicio idee. Acum sunt un pic mai clar, dar era greu. Dar aspectul interesant pentru mine a fost că tot ce se învăță acum la școala de management era proiectat atunci în celor puține școli, cum era inițiatul. Și sunt încă în legătură cu profesorul meu de finanță, care se numește Robert Boland, are 93 de ani, este iute ca un om de 40, are mulți copii, și locuiește la Geneva. Și el este întotdeauna în spate de mine, spune prin e-mail: Indre, ce faci? Trebuie să vii cu ceva nou. Încă mai face consultanță. Da. Spuneți-mi, domnule Rațiu, când ați ajuns prima dată în România și cu ce ocazie? Ah, da, asta de neuitat. Mai ales că am învățat recent prin stagiarul Olaru, care face căutări la SNSAS, că era ciudată această sosire. Am sosit în 20 iulie 69 la Bosch. Am doi mașini, eu cu prietena mea în față și un băiat prieten cu altă mașină care era de predat la unchiul meu. Și noi am fost oprit în seara asta, a fost foarte cald, și în la cabină de la Vamaș era alunizarea americanilor. Astăzi n-am să uit niciodată această experiență. Exact în momentul în care eu am ajuns în staj în țară, americanii ajunseau pe lună. Aselenizarea, da. Și au demontat mașină, au remontat mașină, dar erau politicos și clar că poți face. Pentru că nu mai avem foarte mult timp. Da. Spuneți-ne ce faceți și în prezent și cu ce se ocupă Fundația Rațiu. Ok. Dar foarte scurt cu asta cum s-a terminat, este că am avut o vizită în țară minunat. Până în această primă seară, cu prietenă, un apartament superb, plin de antichități și tablouri. Și că se taie scurt, s-a dovedit mulți ani mai târziu că toată intrarea asta în țară, toate întâlnirile mele la Oradea, inclusiv apartamentul respectiv, tot a fost montat. Am raportul la CNSAS. Și asta m-a uimit, cât de bine organizat era securitatea. Deci ați fost urmărit pas cu pas. Da. Și faptul că am avut o vizită așa de frumos era mult datorită faptul că eram urmărit. Avea legătură clar cu tatăl dumneavoastră. Da. Eu nu, și ideea era asta, știm că să nu am probleme ca fiul lui. Pentru asta a fost preocuparea lui. Și ce faceți în prezent, domnule Rațiu? Cu ce vă ocupați timpul? Sunt un fel de pensionar, pentru că ador să mă așez pe o bancă la soare și să vorbesc cu vecinii. Și locuiți în România din 2004. N-ați mai părăsit țara noastră. Nu. Asta a fost prima intrare în 69. Am ajuns în permanent în 2003. Am părăsit în jurul moartea mamei mele în cam 3 ani. Și acum am revenit acum 2 ani, 3 ani. Deci, dar a fost continuitate, n-am plecat în permanent. Acum am un rol minunat, pentru că soția mea conduce, am
delegat toate responsabilitățile mele ei, dar mă și apreciază și îmi pune întrebări și eu eram unul dintre primii care a telefonat astăzi când s-a aflat că era un incendiu acasă, exact în casă, în ziua în care veniți. Și cu ce se ocupă fundația dumneavoastră? Ce proiect okay, aveți? Da. Deci avem un Centrul Rațiu pentru Democrație are ca scop promovarea comunitatea locală, națională și internațională prin voluntariat, prin activitățile creative. Aici, de exemplu, la Turda, este vorba despre fosta berărie Turda, care are o grămadă de activități, inclusiv Alcoolici Anonimi, e simpatic, pentru că este prima dată în zona și noastră. Și soția dumneavoastră vrea să transforme fosta berărie. Da, și se numește în limba engleză Free Time Factory. Deci este fabrică de timpul liber. Și închiriem pentru nunți, pentru teatru. Ar putea să fie și mai des folosită, dar este un bun început. Eu între timp încep să scriu. E greu, cumpăr programe pe internet, cum să scriu mai ușor. Veți scrie despre viața dumneavoastră, autobiografia? Da, mai ales. Aș vrea să scriu, simt, un tema care am abordat nou astăzi și pentru care vă mulțumesc, adică am copilărit cu Ion Rațiu. Copilăria cu Ion Rațiu. Da. Noi vă dorim succes și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Vă mulțumim încă o dată, domnule Rațiu. Doamne Gabriela, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.